Bună! Bine ai venit la ziua 6. Așează-te în sukhasana. Orice postură vrei să alegi, cu picioarele încrucișate. Poți să vin și în jumătate de lotus. Poți să vin și în full lotus. Mai acolo unde este confortabil azi. Palmele pe genunchi și închide ochii. Pieptul e ușor ridicat. Astăzi vreau o meditație în liniște. Vreau să te concentrezi ca inspirația să fie la fel de lungă ca expirația. 4 secunde inspir, 4 secunde expir. Pot în timpul meditației fiecare inspir și pe fiecare expir, să repet în minte mantra Om. Inspir Om, expir Om. De fiecare dată când vezi că îți pleacă gândurile aiurea, trage-le înapoi și concentrează-le într-un punct fix, și anume la mantra de azi. Eliberez mantra, clipesc ochii deschiși, inspir, aduc brațele deasupra capului, împreunez degetele, expir, cobor pe lateral, inspir sus, expir, cobor pe lateral, inspir sus, încă o dată coboară. Și revină pe mijloc, întinde picioarele, mă așez pe spate. Inspirul mi-aduce piciorul drept sus, trag degetele, sprijin cu mâna. Și încep și rotesc piciorul drept. Încălzesc glezna. Mișc degetele. Și mențin. Următorul expir, încerc și trag piciorul puțin mai spre mine.
următor inspir, ridic corpul de pe saltea, ridic umerii, ridic capul, fim puțin mai sus și prind mai sus de picior. Mențin aici. Păstrez palmele acolo unde sunt și încerc și așez partea superioară a corpului pe saltea. Pot să păstrez piciorul întins sau pot să-mi dai genunchiul, să-l strâng la piept. Mențin aici. Eliberez mâinile și cobor piciorul. Inspir, schimb partea, susțin piciorul, degetele îndreptate spre podea, piciorul de pe saltea e drept. Încerc și aici, cu următorul expir, să aduc piciorul puțin mai spre mine, trag cu mâinile încet, fără să bruschez. Rotez glezna. Mișc degetele de la picioare, față, spate. Și mențin. Următorul inspir, ridic capul, ridic umerii. Mă sprijin mai sus pe picior. Mențin aici. Încerc să nu ții fața încordată. Fie strângi genunchiul la piept, fie păstrezi mâinile acolo unde sunt și așezi capul pe saltea. Eliberez mâinile și cobor piciorul. Îndoi genunchii. Degetele de la mâini ating călcâiele. Palmele sunt pe saltea. Inspir. Ridic bazinul. Deschid pieptul. Vin în bridge pose. Și mențin aici. Pot să păstrez palmele fie pe saltea, fie pot să sprijin în zona lumbară a spatelui. Da? Depărtez degetul mare și sprijin spatele. Pot la fel să ridic. Atunci când sprijin pe mâini, pot să ridic pe picioare, pe vârfuri. Următoarea variantă, pot să împreunez degetele sub mine, să aduc omoplații împreună. Și închid ochii pentru câteva momente și mențin postura. Verifică că nu-ți cad genunchii în exterior. Încearcă să-i menții deschiși doar la nivelul shoulderilor. Nici în interior, nici în exterior. Vreau să rămân în continuare în bridge pose. Vreau doar să cobor palmele pe saltea. Următorul inspir, trag genunchiul stâng spre piept. Cât de mult pot. Și întind piciorul în sus. Trag înapoi spre piept și cobor. Și schimb partea, trag genunchiul drept spre piept.
Întind piciorul în sus. Cobor. Aduc talpa pe saltea. Încep și cobor bazinul. Ies din postură. Întind picioarele pe saltea. Aduc brațele deasupra capului. Și mă ridic. Bine șezut. Păstrez brațele deasupra capului. Expir și mă plec spre față. Mențin aici doar scurt. Inspir în sus. Verific că am spatele drept. Întind mâinile spre înainte. Da? Spatele rămâne în continuare drept. Cobor palmele pe picioare. Și las capul să cadă greu în direcția genunchilor. Și rămân în Paschimottanasana. Această plecare spre înainte. Las capul greu. Las gravitația să mă apese. Și mențin aici pentru câteva respirații. Fiecare expir, o să intri puțin mai adânc în postură. Da, desigur, respectă-ți limitele de azi. Nu vrei să te rănești, nu vrei să te doară, dar posturile trebuie să se simtă plăcut. Și mai mențin pentru două respirații. Următorul inspir, mă duce sus, las brațele deasupra capului și cobor palmele în spate pe saltea, degetele sunt îndreptate în direcția opusă a corpului. Deschid pieptul, aduc omoplații împreună, deschid ușor picioarele și încep și ridic bazinul, burta pieptul în sus. Las capul ușor pe spate și cobor. Șez palmele în față pe saltea, trag genunchii în spate, îi aduc sub șolduri, pieturile sunt sub umeri. Flexez degetele de la picioare, împing în brațe și deschid în downward facing dog. Lasă genunchii întăiți dacă ai nevoie azi. Dacă nu întinde, îi formează un triunghi cu pământul. Fie menții postura, fie pedalezi ușor din picioare. Dă în câte un genunchi pe rând. O venind de pe vârfuri, pe toată suprafața tălpii. Deschid piciorul drept, îl întind la spate, îl ridic cât de mult pot și vin în față, așez genunchii pe saltea lângă încheietura mâinii drepte. Glezna dreaptă cade în partea stângă a saltelii. Întind piciorul în spate, mă așez și încep și întind brațele în față. Pot să mă așez fie pe antebrațe și să rămân aici. Sau pot să întind palmele în față și să cobor fruntea la saltea. Și rămân aici, pigeon pose.
transmite această deschidere la nivelul șoldurilor. Încep încet. Duc palmele din nou. Drept corpului. Trag piciorul înapoi în spate și revin în downward facing dog. Schimb partea, ridic piciorul stâng în spate și le aduc în față. Genunchiul la încheietura mâinii stângi de data asta. Piciorul drept este întins în spate. Încep și cobor. Rămân fie aici, fie întind și aduc fruntea pe saltea. Permit această deschidere la nivelul șoldurilor, mai ales dacă stau mult jos, dacă stai mult la birou, acumulează multă tensiune în această zonă. Încep și trag încet palmele spre corp. Trag piciorul în spate, vin în downward facing dog. Și fac pași mici până ajung în fața saltelei. Capul, brațele sunt grele. Inspir. Și încep și ridic. Capul se ridică ultimul. Și fac un pas mare cu stângul în spate. Degetele de la picioare sunt îndreptate spre înainte. Așez palmele în dreptul pieptului. Mă sprijin pe toată suprafața tălpii momentan. Și încep și cobor pentru a deschide în malasana. Cobor încet. Coatele vor sprijini în interiorul genunchilor. Vor împinge ușor. Încearcă să nu rotunjești spatele, dar vreau un piept deschis. Și poți să închizi ochii pentru câteva momente. Fie mai rămâi aici câteva momente cu ochii închiși, fie încerc să ridic pe vârfuri. Palmele rămân în același loc, ridic pe vârfuri, călcâiele sunt ridicate de pe saltea. Inspir, cobor. Repetă, inspiră sus. Expiră, coboară și ultima, sus. Expir, cobor. Mă așez pe saltea. Lasă genunchii încă doiți. Cu următorul inspir, vreau să ridic picioarele sus. Mâinile paralele cu podeaua. Și mențin. Expir, cobor, îmbrățișează genunchi, așează fruntea pe genunchi. Și cu următorul inspir, deschid din nou un Navasana, boat pose. Și fie rămâi aici, fie cobor ușor spre saltea și întind genunchi. Strânge din nou genunchii la piept. Și ultima pe ziua de azi, inspiră. Deschide, varianta preferată de tine azi.
poți să încerci să și sprijin palmele, să sprijin picioarele și să le aduc în direcția pieptului. Da, apoi la fel de bine să cobor mai mult în direcția saltării. Și îmbrățișez genunchii. Rostogolesc spre față, spre spate. Palmele sunt în interior. Și întind picioarele pe saltea. Palmele îndreptate spre cer. Și rămân în Shavasana pentru câteva momente. Închid ochii. Și vreau cu următorul inspir să inspir puternic pe nas și să dai afară tot pe gură cât de tare poți, ca și cum ți-ai dat toate tensiunile acumulate în timpul săptămânii, ca și cum le-ai dat pe toate afară, le-ai elibera. Și lasă fața să devină relaxată. Lasă corpul greu pe saltea. Lasă respirația să curgă natural, fără să mă chinui, să mai controlez ceva. Pur și simplu îmi permit să dau drumul la control. Toate că corpul meu e greu pe saltea, eu mă simt ușor, plutind. Și încep și mișc încet degetele de la mâini, degetele de la picioare. Întind brațele deasupra capului, mă întind cât de tare pot. Prind genunchiul drept cu mâna și las să mă trag în sus. Vine în Sukhasana, în postura ta, picioare încrucișate, în lotus. După palmele în dreptul pieptului. Și mulțumește-ți ție pentru practica de azi. Mulțumește-ți pentru tot ceea ce faci pentru tine. Și îți mulțumesc și eu pentru un cozi minunată. Și namaste!